Este tot bună dimineața. Îmi spuneți când sunteți gata. Dar îmi pare că trebuie un pic să adăugăm volum. Se aude? Bun, eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre și vreau să vă prezint cu mare onoare, să spun așa, o parte din activitățile pe care am reușit să le realizăm în acești 4 ani de zile. Așa cum spuneam, Primăria Municipiului Chișinău este cea mai transparentă instituție publică și vreau astăzi să vă demonstrez o dată în plus că este și cea mai eficientă instituție publică din țară și cea mai eficientă administrație din Republica Moldova. Acum, foarte succint. Când am intrat în funcția de primar general, preluând mandatul, am preluat și o instituție publică care a fost calificată de comunitatea de experți ca fiind cea mai coruptă instituție publică din țară. Și astăzi sunt mândru să anunț cu echipa Primăriei Municipiului Chișinău că este cea mai transparentă instituție publică din țară, practic singura instituție din țară care are aprobat un plan anticorupție. Asta nu înseamnă, repet, că nu avem probleme. Probleme sunt. Doar că noi recunoaștem problemele cu care ne confruntăm, știm să ne facem diagnosticul, știm să ascultăm de cei care la fel ne arată constructiv sau mai critic la subiectele pe care trebuie să le avem în vizor și împreună facem totul ca să le reparăm și să depășim. Așa cum spuneam, sunt foarte mândru să anunț că Primăria Municipiului Chișinău este cea mai transparentă instituție publică din țară și acest lucru poate fi ușor urmărit prin instrumentul pe care l-am lansat împreună cu dumneavoastră nu atât de mult, de monitorizarea banilor publici, transparență în ceea ce ține de achiziții, licitații, certificate, notificări, angajări și multe, multe altele. Acum, cum spuneam, când am intrat în mandat, am găsit o primărie cu multe datorii, inclusiv curente. În sold, la 1 ianuarie 2020, erau minus 129 de milioane de lei și nu erau niciun fel de criză pe atunci. Nu era nici COVID, nici refugiați și nici altele. Datorii externe pe care le achităm până în ziua de astăzi, foarte multe. Zero documente de politici, viziune strategică de dezvoltare sau tactică de dezvoltare a municipalității, fie că pe un domeniu îngust, fie că general. Și probleme cronice, începând cu stația de epurare, țânțăreni și multe, multe altele, managementul deșeurilor, dar și altele extrem de mari și complicate, lăsate în paragină. Acum, vreau să vă anunț că împreună cu o parte din oamenii care sunt aici, o parte din cei care ne privesc, o parte din cei care nu reușesc să ne privească pentru că sunt în teritoriu, avem peste 1000 de programe și proiecte mari, importante. Nu vorbim de proiectele mici care au fost desfășurate, realizate, implementate, elaborate cu suportul fiecărui din echipa Primăriei Municipiului Chișinău și făcute pentru locuitorii Municipiului Chișinău. Și aici mă refer de la cele majore, cum ar fi proiectele de management a deșeurilor, eficiență energetică, drumuri, până la crearea de noi oportunități prin deschiderea de noi grădinițe, școli, centre de tineret, centre de zi pentru copii, centre de zi pentru
cei în etate și tot așa mai departe. De la proiectele sociale, proiectele economice, proiectele de infrastructură. Acum, când am spus că este cea mai eficientă instituție publică, vreau să vă anunț o dată în plus că cele trei crize majore pe care le-am întâmpinat aici, în Republica Moldova, este vorba de criza COVID, care în proporție de 70% a fost la Chișinău. 70% din paturile disponibile pe țară au fost în instituțiile de specialitate spitalicești ale municipiului Chișinău, gestionate de primăria municipiului Chișinău. Criza refugiaților cu cei 45 de centre și cu fluxuri de mii de oameni pe zi a fost în proporție de 90% presiunea aici, la Chișinău, și gestionată de primăria municipiului Chișinău. Cele mai puternice lovituri, din punct de vedere economic și social, le-a primit primăria municipiului Chișinău cu acele costuri crescute la resursele energetice. Aici avem cea mai mare parte a instituțiilor publice, a instituțiilor private, a instituțiilor consumatoare de energie, fie că este gaz, electricitate sau energie termică. Și cu toate acestea, luate împreună, pe lângă blocajele pe care ne le-a făcut autoritatea centrală și ne le face în continuare, avem implementate pe durata unui mandat de zile proiecte mai multe decât luate împreună în 30 de ani de zile de toți precedenții. Și acum putem să demonstrăm foarte clar pe fiecare componentă, așa cum am spus că suntem transparenți în această privință, pe rubrici, atunci când o să deconectăm un pic lumina, sunt peste 30 de documente de politici importante. Eu când aud că cineva astăzi vrea să dezvolte ceva, o viziune complexă, vă dați seama ce vorbesc unii oameni care se aventurează să ajungă în fotoliul de primar general. Deci ei se gândesc să elaboreze o viziune complexă. Aceste viziuni complexe sunt de la strategii, plan de mobilitate, hartă investițională, viziune pe domeniul central, mă refer la zona centrală a Chișinăului. Da, haideți să deconectăm. Aici sunt toate aceste documente elaborate, documente de care noi ne ținem în implementarea formularea obiectivelor de proiecte. Deci nu trebuie să inventăm roata a doua oară. Eu când îi aud pe unii că vor să facă ceva complex, îmi dau seama că nici măcar n-au intrat pe resursele informaționale ale primăriei. N-au participat la modul practic în discuțiile, în dezbaterile care au fost cu sutele referitor la aceste programe și proiecte majore. Îmi dau seama de cât de incompetenți și nepregătiți sunt în această privință. În fine, aici, pe lângă documentele de politici care sunt pilonii de bază pentru dezvoltare a municipiului Chișinău, avem proiectele în toate domeniile, ele sunt structurate în câteva grupuri, capitole, de exemplu, infrastructura, și aici avem investițiile pe care le-am făcut în drumuri, în trotuare, în curțele de bloc, în parcuri și spații verzi, în subterane, eficiența energetică și altă infrastructură. Vreau doar aici să ne oprim puțin. Ca să înțelegeți că avem sute de kilometri și trotuar, drum, străzi noi în municipiul Chișinău. Deci, da, avem foarte multe încă de făcut. Dar în acest context vreau să vă anunț că ceea ce s-a făcut este mult peste toate așteptările posibile în această privință. Dacă ne întoarcem înapoi, un alt element foarte, foarte simplu, curs de bloc, pentru că văd că tot mulți abordează acest subiect. Da, nu am ajuns încă în fiecare curte de bloc. Nu este campanie electorală, dar vreau să vă spun că avem viziunea cum să ajungem în fiecare curte de bloc în următorii 4 ani de zile. Astăzi avem acoperite într-un sector 30%, în alt sector 35%, în alt sector care e mai mare, botanica, 25%. Dar le avem deja acoperite cu intervenții foarte clare. Trotuar, drum, nemijlocit, intervenții în reabilitarea acoperișurilor, rețelelor, nemijlocit a zonelor de recreație pentru copii și tot așa mai departe. Aici, tot aici, la infrastructură, parcuri și spații verzi. Parcurile și spațiile verzi din municipiul Chișinău au redevenit cartea de vizită a capitalei Republicii Moldova. Avem, practic, 90% din ele
reabilitate sau în proces de reabilitare. Au rămas două parcuri la care am dezvoltat conceptul de reabilitare, cum ar fi parcul Pădure Râșcani, și suntem gata să intervenim în cel mai scurt timp, și grădina publică Ștefan cel Mare, care este monument de arhitectură național, dar pe care tot îl vom reabilita, vrea autoritatea centrală sau nu, pentru că de acolo vin aceste blocaje la această etapă. În rest, toate spațiile publice mari, importante, sunt reabilitate în acest mandat. La fel la infrastructură. Dacă vorbim despre subterane, atunci când am spus că vor fi reabilitate toate subteranele, și țin minte toate buletinele de știri cu hi-hi și ha-ha, mai ales în primii 2 ani de zile, că nu se va întâmpla, mergeau pe la fiecare, făceau reportaje cum își rupea lumea gâtul, picioarele și mâinile, căzând pe jos, sau cum erau organizate aceste cavicee publice, de foarte mult timp în această privință, te temeai să mergi noaptea, sau dacă mergeai, riscai să mergi, îți umpleai de parfumul mirositor haina și trebuia să mergi mai departe cu ea așa. Deci plin de, mă scuzați, nu mai dau detalii, am spus, vicee publice. Astăzi toate subteranele până la sfârșitul anului vor fi reabilitate. Toate pe care le avem în municipiul Chișinău. Marea majoritate au fost, mai sunt lucrări de finalizare în unele sau altele, în special în zona centrală a capitalei. Ceea ce nimeni absolut nu credea că este posibil să se facă. Iarăși, la infrastructură, am văzut că unii vorbesc de eficiența energetică. Sunt proiecte la scară națională, dar încă niciun proiect la scară națională, pe fonduri europene sau nu pe fonduri europene, nu am văzut să fie realizat. Da, noi realizăm aici, în Chișinău. Și pentru școli, și pentru grădiniță, și pentru spitale, și pregătim etapa a doua, pentru toate instituțiile publice din municipiul Chișinău, ca să intervenim în această privință. Singurele proiecte realizate pe fonduri europene la scară largă sunt aici, în municipiul Chișinău. Exact ca și în managementul deșeurilor sau multe altele. Mai departe, la transport. Mă uit că unii tot spun că avem nevoie de transport public, cu certitudine avem nevoie de transport public. V-am arătat că peste 300 de unități de transport public modern în regiune nu s-a cumpărat așa cum s-a cumpărat la Chișinău, s-a pus la dispoziție chișinăuienilor. Repet, în regiune, nu în Republica Moldova. Și tot aici, în continuare, facem tot posibilul ca lucrurile să se schimbe. Programe, servicii, putem să intrăm la educație sau sănătate, asistență socială. Aici avem intervențiile în școli, în grădinițe, așa cum ne-am propus, deschidem grădinițe noi, fie că sunt pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în raza nemijlocită a orașului, în localități, în suburbii, școli. Modernizăm infrastructura fizică, modernizăm laboratoarele, modernizăm și dotăm cabinetele de clasă cu echipamente de ultimă oră, începând cu cele din domeniul IT și finalizând cu cele care sunt necesare la clasele de profil diferite. Și tot așa mai departe, puteți gestionarea deșeurilor. Iarăși am văzut că unii vorbesc în spațiul public despre faptul că vor atrage fonduri europene. Fondurile europene sunt deja atrase, numai că 2 ani de zile nu face nimeni, nu mișcă un deget la nivel național. Deci nu s-a mișcat nimic, absolut nimic în această privință. Și doar la Chișinău aceste lucruri astăzi se realizează, cu ciclu închis. Da, mai avem încă ceva de făcut suplimentar în această privință, ca să diminuăm substanțial din deșeurile care sunt depozitate după prelucrare și sortarea primară în aceste aspecte de parteneriat pe care le avem. Și pe toți cei care vorbesc de o formulă sau de alta despre primăria municipiului Chișinău, îi invit să intre pe acest portal, să se documenteze ce face primăria. Primăria acoperă toate domeniile de importanță vitală. Primăria are un portofoliu de peste 2 miliarde 500 de milioane de lei de fonduri atrase de la instituțiile financiare europene pentru realizarea proiectelor azi și acum și le realizează. Nu așteptăm să facem Europa acasă în 2025. Facem Europa acasă astăzi. Chișinău este capitală europeană astăzi. Nu mai vorbesc de curățenie,
și alte aspecte de salubrizare care sunt foarte importante. Suntem un model în regiune în această privință și oricine vine de peste hotare, fie că din Europa sau de peste ocean, remarcă acest lucru pentru municipiul Chișinău. Eu, repet, sunt mândru să conduc cea mai eficientă administrație publică din țară și cea mai eficientă instituție publică din Republica Moldova, dar poate chiar și din regiune. Eu știu că noi, împreună cu echipa, am făcut ca promisiunile, în sfârșit, să se realizeze. În timp ce alții vorbesc, noi facem tot posibilul ca lucrurile să se întâmple acasă. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, vă răspund la ele. Da, sunt și suburbiile în această privință. Au fost deja în 2020, 21, 22, de trei ori am majorat substanțial bugetele alocate pentru suburbii, deci în total au fost 600 de milioane în această perioadă, alte 140 de milioane sunt planificate pentru anul curent, dar așa cum am menționat ieri, săptămâna trecută, sunt blocate de către Guvernul Republicii Moldova, cel care ne vrea bine și ne aduce vremuri bune. Eu vă mulțumesc foarte mult, orice intrați pe oricare dintre acestea, hai să intrăm la Sângera, unde, de exemplu, astăzi finalizăm grădinița, unde am avut investiții în apă și canalizare, în drumuri, în multe, multe altele. La fel este cu toate celelalte suburbii. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. Dacă sunt întrebări, eu vă răspund la ele. O să vorbesc neapărat despre ele, deja atunci când va fi un bilanț, pentru că ăsta nu este un bilanț, nu este un raport a primăriei municipiului Chișinău, este un nou instrument prin care ne dorim ca municipalitatea, colegii noștri, cei care sunt interesați de activitatea primăriei sau de ceea ce se face în Chișinău în general, să aibă un instrument agregat de vizualizare acestor procese. Pentru că ele sunt, dar sunt undeva pe rețele de socializare, undeva pe un material informațional. Exact ca și în cazul portalului pe transparență, am agregat datele să știți cât de eficienți suntem în această privință pe toate domeniile. Iar de ceea ce am promis în campania electorală, ce am făcut, ce nu am reușit și cum văd lucrurile să se schimbe, o să vorbesc separat când o să dau un bilanț în această privință. Eu respect legislația Republicii Moldova, nu o să încalc așa cum unii candidați deja au încălcat flagrant și grav din punct de vedere juridic și dacă n-ar fi fost într-o formulă sau altă expuneți ai guvernării, probabil că erau să fie penalizați drastic de Comisia Electorală Centrală și alte autorități, dar așa cum cuiva îi se permite în această țară, el altora nu, noi nu vom face ceva care deviază de la lege. Astăzi, remarc, o dată în plus, suntem practic cu 4 luni de zile înainte de data stabilită în codul electoral de desfășurare a legii și nu avem o dată concretă a alegerilor locale votată în Parlament, dispusă de către Comisia Electorală Centrală și nimeni nu are certitudine 100% că aceste alegeri locale vor avea loc, ceea ce este grav, după părerea mea, absolut din toate punctele de vedere. Este absolut inadmisibil, pentru că toți primarii, într-o formulă sau alta, toți aleșii locali sau cei potențiali candidați trebuie să fie în condiții egale. Nu cineva este cu stea în frunte sau cu un pas în frunte, dar cineva nu. În scurt timp, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Altceva? Chiar vă invităm să vedeți. Noi suntem noi impresionați de cât am reușit să facem în municipiul Chișinău. Și dacă mergeți de la Ciocana și vă duceți spre Telecentru, dacă mergeți de la Buicani și vă duceți spre Botanica, nu există centimetru, cel puțin pe străzele magistrale, în care nu am intervenit la unele sau altele lucrări. La fel, sunt cele pe care eventual nu neapărat cineva le vede.
dar vorbește fără să cunoască subiectul. Cum ar fi apeductul și canalizare, că sunt sute de kilometri în care s-a intervenit în această privință. Deci nu se vede câte acoperișuri au fost reparate, că mai avem de reparat cu certitudine, pentru că știu doar cei care sunt la, dacă e blocul de 8 etaje, de la etajul 8 știu că am intervenit substanțial în această privință. Sau ce am făcut la Țânțăreni, unde au fost investite sute de milioane de lei, dacă vorbim și cu infrastructura nemijlocită a localității, pe care dumneavoastră nemijlocit sau ceilalți care pretind că cunosc problemele din municipiul Chișinău, nu le văd, pentru că ele sunt departe în poligonul de gunoi, la care nimeni dintre dumneavoastră, doar cu ocazia atunci când vă invităm ca presă, dar locuitorii municipiului Chișinău nu ajung. Sau la stația de epurare, sau la stația de pompare. Și multe, multe alte investiții care astăzi nu sunt la suprafață, dar care au fost realizate, probleme cronice pentru municipiul Chișinău, reparate sau în curs de reparații în această privință. Da, iată, colegii mă ajută, vreau să cunoașteți că va fi disponibil și în limba rusă și în limba engleză, absolut pentru toată lumea, pentru că sunt mulți încă în Republica Moldova care se interesează și vrem ca pentru toată lumea să poată fi accesibilă această platformă, dar și pentru cei din străinătate, oricine vrea să vadă cum stau lucrurile aici la Chișinău. Repet, când le povesteam colegilor din Statele Unite sau iată colegii acum vin din Estonia, din Germania, din Austria, din Spania, lumea nu ne crede că în 4 ani de zile era posibil să îndeplinim astfel de proiect. Iată, de exemplu, este colega noastră de la educație. Iarăși vreau ca să punctăm pe educație online lucrurile care nu sunt în regiune. Un proiect atât de necesar pentru copii, pentru pedagogi, pentru cei care se preocupă. Și iarăși, e ceea ce trebuia nemijlocit să fie făcut de autoritatea centrală, dar maximum eforturi în această privință au fost depuse de autoritatea locală. În cultură, în educație, în sănătate, avem investiții crescând de extrem de mari, undeva 100%, undeva 200%, undeva 300%, dar undeva chiar de 60 de ori sau 30 de ori mărite aceste alocații. Lumea ne întreabă, dar de unde luăm bani? Unu, vreau să vă aduc aminte situația cu gheretele. Simplu, parcă ți-ar părea că o gheretă care este dată în arendă, 12 metri pătrați, într-un spațiu public din municipiul Chișinău, încasăm 6 milioane. Știți ce înseamnă 6 milioane? Reabilitarea pietonalei, acum Eugen Doga, în formulă în care o vedeți, plus toată aleea Grigore Vieru până la capătul. Deci o arendă pentru o singură gheretă ne permite să realizăm un proiect de investiție enorm de mare. Dar ele sunt sute de gherete, niciun centimetru de pământ n-a fost dat fără licitație publică în municipiul Chișinău în această privință. Au fost actualizate toate ratele de arendă și tot așa mai departe. Și eu mă bucur că acești bani, milioane, s-au transformat în ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi pe teritoriul municipiului Chișinău. Și mai este una. Întrebarea. Unde se duceau acești bani anterior? Mulțumesc!